Găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul emisiunii Media 120 vă invităm la șac și pentru că vorbim deseori în studio despre șac, astăzi suntem prezenți la fața locului, se desfășoară la Media și la Liceul Teoretic Accente Sever, campionatul național școlar de șac, etapa județeană Elisabeta Polihroniade. Este un campionat organizat de către Asociația Sportivă Elisabeta Polihroniade, sub egida Federației Române de Șac. Noi suntem prezenți aici, domnul Emil Deliman, prin clubul Terașac Mediaș a reușit să strângă foarte mulți iubitori de șac la acest campionat. Stăm de vorbă cu elevii, cu domnul Emil Deliman, cu membrii Asociației Polihroniade care s-au prezentat astăzi la Mediaș pentru a desfășura în cele mai bune condiții competiția. Vă invit să rămâneți alături de noi. Bun găsit, iată că ne reîntâlnim la Campionatul Național Școlar de Șah Elisabeta Polihroniade. Domnul Deliman, ca de fiecare dată ați reușit să strângeți mulți copii la Mediaș. Așa este, bine v-am regăsit. Suntem, iată, din nou la o etapă județeană finală a Campionatului Național pe echipe mixt Elisabeta Polihroniade, etapa județeană. Să spunem că de aici copiii vor participa din 27 iulie la etapa finală care va avea loc la București, la Politehnică, deci vom avea, să spunem, un viitor și pentru copii. Deci copiii care astăzi vor câștiga merg la București? Sigur, avem, să spunem, pe ciclu primar gimnazial oraș comune. Vom avea campioana județului pentru ciclu primar și ciclu gimnazial, plus liceele, campioana pe județul Sibiu. Ele vor participa la finala campionatului în mod gratuit la București. Ce școli sunt participante astăzi aici la Mediaș? Avem un număr mare de echipe de la Mediaș, de la Sibiu, de la Cristian și de Dârlosul, ca și comune. Avem un număr de 18 echipe, ceea ce înseamnă 72 de copii din județul Sibiu, un număr frumușel. Puteau să fie și mai multe echipe. Sperăm ca pe viitor Mediașul să aibă cel puțin 10 echipe, câte o echipă de la fiecare școală, dacă nu chiar câte două, ținând cont că avem echipe pe clasele 1-4 și echipe pe clasele 5-8, mai ales că acum avem secția 9 de șah de la CSM și avem un număr mare de copii care vin către secția noastră de șah. Sperăm că pe anul viitor vom avea un număr mare de copii, doar din Mediaș. Clasele 9-12? Avem 4 echipe, 3 de la Mediaș, avem Rotu, Accentele și SNG-ul, plus Octavian Goga de la Sibiu, echipele tradiționale care joacă la liceu. Să spunem că de la licee în fiecare echipă există membrii ai Terașac Mediaș și o parte dintre ei transferați acum către CSM. Avem iată două cluburi în Mediaș și avem participanți și la această competiție. Care au fost regulile obligatorii la această competiție? Cum au putut să se înscrie copiii? Cine a înscris? Cum s-au făcut echipele? Înscrierea s-a făcut prin domnii profesori de sport de la fiecare școală. A fost anunțat prin inspectorat la domnul inspector Mircea Galață, inspectorul de sport. Ca și format avem echipele mixte, ceea ce înseamnă 3 băieți plus o fată. Fata joacă pe masa 4 întotdeauna. Poate să fie și mai multe fete, dar o singură fată rămâne pe masa 4 și avem, să spunem, pe echipe și jucăm în sistem închis pentru că sunt un număr mai mic de echipe. Dacă ar fi fost mai mare, ar fi avut un sistem elvețian. La câte ediție suntem la Mediaș? Cred că, nu știu, am pierdut numărul, probabil la 7-a sau 8-a, mă gândesc așa pe repede înainte. Destul de multe, sunt de mulți ani. Doamna Elisabeta Polihroniade ne-a părăsit iată de ceva vreme, dar încercăm să continuăm visul dânsei de a avea în fiecare școală, opțional cel puțin, acest minunat sport care ajută copiii pe viitor în viața de zi cu zi. Vor fi premiați aici, am văzut cupe, medalii?
Sigur, vor fi premianți și toți copiii vor primi diplome de participare. Avem locurile 1, 2, 3 la oraș, la comune, plus liceele. Fiecare echipă va primi cupă și medalii, așa că vor fi copii mulțumiți, sperăm, de premierea făcută prin intermediul clubului Elisabeta Polihroniade de la București. Până nu de mult, copiii mergeau la Olănești în urma acestei competiții. Așa este. Anul acesta finala se va desfășura din 27 iulie la Politehnică la București. Tot la fel vom respecta tradiția, vom duce de la Mediaș echipele câștigătoare către București, tot gratuit, așa cum au fost și în anii trecuți. Practic pot fi câte echipe? Anii trecuți am dus 7 echipe. Sperăm că și anul acesta numărul rămâne tot de 7 echipe, încă n-am confirmarea numărului de echipe, dar acesta este numărul pe care l-am dus în fiecare an. Probabil că acesta va fi și anul acesta, cele 7 echipe din Mediaș. O echipă de liceu, o echipă de la, deci campioanele de liceu, campioanele de la comune, plus campioanele pe clasele 1, 4 și 5, 8 și încă 3 echipe suplimentar care vor intra în componența acestei deplasări. Noi vă dorim succes! Mulțumesc! Bună ziua, cum vă numiți? Stelian Azimioară mă numesc, reprezint Asociația Elisabeta Polihroniade, organizatoarea acestui concurs. Suntem la a 7-a ediție. Campionatul Național Școlar, echipe mixte, etapa județeană a județului Sibiu, este organizat împreună cu Ministerul Educației Naționale, RomGaz SA, care este ne sprijină, partenerul nostru, Inspectoratul Județean Școlar Sibiu. Spuneți-mi puțin dacă până în această oră deja s-au desfășurat în toate județele competițiile. Aproape în toate județele, mai sunt câteva. În luna iulie va fi finala națională a acestui campionat. Ea se va desfășura la București în perioada 27 iulie-30 iulie, 4 zile, la Universitatea Politehnică. Am schimbat locația, de ce? Am schimbat locația pentru că ne-am gândit că un centru universitar ar fi potrivit pentru copii. Nu? Este vorba de școlari. Și cel mai bine ar fi să vină. Promovați și facultățile? Da, e un cadru academic, e bine, copiii vin, vizitează și Bucureștiul este foarte important, chiar dacă este vară. Ce amploare are această competiție în țară? Campionatul acesta se desfășoară atât pe echipe mixte cât și individual. Noi suntem acum la etapa echipelor mixte. Echipele mixte participă atât de la comune cât și de la orașe. Ele, într-o etapă inițială, joacă în localitățile respective, după aceea vin la etapa județeană. Cam în toate cele 40 de județe ale țării se desfășoară într-un fel sau altul. Iar la finala națională vin chiar și unde nu s-au desfășurat finalele județene. Vin echipe. Se înscriu, da. Care e numărul de elevi care vin la etapa finală? La etapa finală sunt în jur de 300, uneori și 300 depășește 300. Deci sunt 70. Stăm să ne gândim că aici la etapa județeană sunt 70. La noi sunt 70. 18, nu, 70 de copii. Mă gândesc că la nivel național... Aici vin la etapa mai câștigători, sigur, din fiecare. Gândesc totuși că la nivel național peste 1000 de copii se întâlnesc... Mult mai mulți. Sigur că da, sunt mult mai mulți. Cred că în jur de 4-5 mii de copii participă la acest campionat, da. Noi vrem să ridicăm, de la anul ridicăm standardul acestei competiții. Se va desfășura într-un format nou, cu echipele care se vor înscrie deja începând din septembrie. Se vor desfășura primele etape, adică cele locale, în școală, se vor desfășura online. Noi facem turneul de la București. În fiecare școală copiii vor participa
în acel laborator de informatică, într-o zi, la un turneu LAN. Se vor alege în felul acesta cei mai buni jucători din școală pe cele trei grupe de vârstă, 1, 4, 5, 8, 9, 12. Din cei mai buni se va alege echipa școlii. Și atunci echipa școlii din cei mai buni vor participa în competiție cu celelalte școli din județul respectiv, tot online, sigur că da. În felul acesta putem să ajungem mult mai aproape de copii, pentru că online-ul este viitorul. Nu mai există timp de a se întâlni fizic, costurile sunt foarte ridicate când vin la o competiție. Și atunci, în fazele inițiale, vor juca online. Și atunci am vrea să dezvoltăm în așa măsură piramidală încât în fiecare școală să existe o echipă. Fi ideal. Oricum, încet, încet mă uit ce văd pe doamna Elisabeta Polihroniade în spate. Am stat și noi de câteva ori de vorbă cu dânsa. I s-a îndeplinit visul. Și cred că de acolo... Noi, asociația și fundația Elisabeta Polihroniade, al cărui președinte, domnul Dan Gabăr, în fiecare an face eforturi extraordinare să mențină ridicate standardele și să fim prezenți în școli. Copiii să-și aducă aminte de doamna și să participe, să se bucure că există un campionat, că există un... Vreți cât mai mulți copii. Vor avea medalii, vor avea diplome și nu neapărat șah de performanță. Important e ca ei să se îndrepte către tabla de șah, indiferent dacă va fi online sau fizic, să se îndrepte, să joace un sport holistic. Pentru copii, în dezvoltarea lor, este extraordinar. Este sportul care ajută cel mai mult, puterea de concentrare, lucrul în echipă, sunt obișnuiți să lucreze în echipă, văd totul cu atenție distributivă, în ansamblu. Sunt foarte multe abilități pe care ei le dezvoltă cu ajutorul șahului. De aceea visul doamnei Elisabeta Polihroniade, de acela de a fi introdus în școli ca disciplină, sper că într-o zi să se îndeplinească. La noi în Mediaș sunt școli unde profesorii de sport joacă șah cu copiii și am și văzut foarte mulți copii care au învățat de la un profesor și cred că este un lucru îmbucurător. În județ Terașah este un club, care luptă pentru a menține copiii aceștia, vin cu ei la competiții naționale. Noi avem secție la Club Sportiv Municipal. Da, am aflat, am auzit. De aceea suntem prezenți noi aici și organizăm. În unele județe nu putem să ajungem, dar aici la Mediaș, în special pentru că Romgazul este cel care... Ne sprijină de la început acest proiect. Sigur, ne sprijină cu acest proiect și atunci suntem prezenți, încercăm să aducem cât mai mulți copii. Succes și mulțumim! Vă mulțumesc! Partidele sunt în plină desfășurare, sunt deja echipe care au terminat, mai au de jucat și alte runde, dar înainte de celelalte runde eu spun să-i întrebăm cum se simt și cum s-au descurcat. De unde sunteți? Suntem din Comuna Cristian. Cum te numești? Rebecca. De ce clasă? A șaptea. Cum te numești? Jurca Daniel. De ce clasă? Din clasa șaptea. Da. De cât timp jucați șah? Din clasa 5 am început. Da, și am performat. Ai performat? Da. De fiecare dată ai fost de fiecare dată la această competiție? A, nu. Nu. E prima dată? Da. Astăzi ce ați făcut? Am câștigat în prima rundă. Câte runde mai sunt? Mai sunt patru, din câte. Ce ai făcut? Am câștigat. Da. S-a părut ușor? Da. De cât timp joci șah? De pe clasa 6. Da. Se pare greu, ușor? Nu. Cum ai început să joci șah? Tata acasă mi-a spus și mi s-a părut interesant jocul. Cine te-a învățat regulile?
tata un pic și am continuat la școală cu doamna profesoară. Succes astăzi! Mulțumesc! Toată echipa din Cristian aici prezentă, cum te numești? Oprica Robert. Pe ce clasă ești? A cincea. De cât timp joci? Am făcut la club de 6 ani. Da. De foarte multă vreme. Asta înseamnă că astăzi ai venit să câștigi toate partidele. Da. A fost greu, ușor? Prima partidă destul de ușoară. Ai jucat deja și a doua partidă? Nu. Deci urmează alte runde. Urmează, da. Succes! Mulțumesc! Cum te numești? Matei Claudian. Pe ce clasă? Pe a șasea. Tu de cât timp joci șah? Am jucat tot la același club 2 ani. E greu? E ușor? Nu e foarte greu. Cum ți s-au părut adversarii? Nu a fost greu de bătut. Nu. Deci ai câștigat repede. Da. Da. O să câștigați astăzi cu echipa pe care o aveți? Sperăm. V-ați antrenat mult? Ați exersat? Da, eu cu el ne-am antrenat vreo 2 săptămâni. Felicitări și succes! Mulțumim! Bună ziua, cum vă numiți? Albu Ionuț Gabriel. Pe ce clasă ești? A cincea. La școala? George Popa. Spune-mi cum a fost astăzi, spune-mi de când joci șah. Fain a fost azi. Fain? Da. De cât timp joci șah? Câțiva ani. Cine te-a învățat? Domn profesor de sport. E greu? E ușor? Nu e prea greu așa. Numai trebuie să înțelegi mutările. Mutările? Da. Ți-a luat ceva vreme până când ai înțeles? Da. Dar astăzi ce ai făcut pe tabla de șah? Pierdut de 2 ori. Te pierd de 2 ori? Da. Nu e nimic, câștigi... Da. Mai sunt 2 ture, da? Da. Întrebăm și pe colegul tău, cum te numești? Jemir George. Ce ai făcut astăzi, George? Am făcut o remiză și am pierdut odată. Da. Au fost foarte puternici adversarii? Nu prea, da. Pe cine ați avut prima dată adversari? Tot cu George Popa, dar cu echipa cealaltă. E mai bună echipa cealaltă? Da. Se antrenează mai mult? Merg la competiție? Nu, la fel, dar... Ca și voi. Tu ai mai fost la vreo competiție? Da. Tot aici? Da. Și ai câștigat? Da. Da? Da. Și astăzi ce faci? Pierd. Pierzi? De ce? Mai sunt încă, mai ai 2 runde de jucat, nu? Da. Și mai vin și alte runde. Eu cred că trebuie să câștigi, nu cred că vei pierde. Succes! Mulțumesc! Chiselerea Andaria. Câți ani ai? 13 ani. Pe ce clasă și la ce școală? A 7-a A și la școala George Popa. De cât timp joci șah? De un an. De un an. Ce ai făcut astăzi? Am câștigat o rundă. Ai câștigat 2 runde. A fost greu, a fost o rundă. A fost greu, a fost ușor? Greu. Greu? Mie mi se pare că sunteți stresate. Sunteți stresate? Nu. Simțiți așa presiunea concursului? Da. Ai mai fost la concursul vreodată? Da. Da? Și ai câștigat? Nu. Nu întotdeauna. Nu. Dar poate că astăzi? Poate că astăzi voi câștiga. Succes, îți doresc. Mulțumesc. Dieme Maria Flentea. Câți ani ai? 9 ani. Și de cât timp joci șah? De un an sau 2, aproximativ. Aproximativ. Ai mai jucat? Da. La competiție, mă întreb. Da. Da? Ai câștigat? Da. E greu șahul? Nu. Nu? Nu. Astăzi cum a fost? Frumos. Frumos? Da. Ai câștigat? Am avut o remiză. Da. Și în continuare? Sper să câștig. Succes! Mulțumesc! Gherșulescu Liviu Daniel. De unde ești? Din Vitrometan. Din Vitrometan. De la ce școală? Numărul 8, Constantin Ioan Motaș. De ce clasă? A patra. A patra. De cât timp joci șah? De 3 ani. De 3 ani? Da. Unde joci șah? Cu tatăl meu și la club. Îți place șahul? Da. De ce? Pentru că este un joc antrenat pentru minte și pentru creier. Te ajută să faci mai multe operații în gând. Te ajută, crezi că te ajută și la școală să înveți mai repede, mai bine? Pe mine mă ajută, deoarece cum gândesc mutările la șah, mă ajută să învăț și mai bine lecția la istorie. Ah, super frumos. Spune-mi dacă a fost greu astăzi. Nu a fost greu, a fost destul de ușor. Ai pierdut? Ai câștigat? Am câștigat pe toate 3. Ai câștigat? Da. Pe toate 3 partidele. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Cum te numești? Miriam. Și mai cum? Gherșulescu. Ce clasă ești? A întâia. A întâia. Unde? La ce e Motaș? Da? Motaș. Cum a fost astăzi? Bine. Greu, ușor?
Ușor. Pe tine cine te-a învățat să joci șah? Tata. Tata. Și jucați mult șah? Da. Cât de mult? Ca să ne jucăm șah. În fiecare seară? Nu chiar. Nu chiar, dar aproape. Voi între voi jucați? Da. Sunteți frați? Da. Da? Deci echipa voastră este compusă din cine? Elisa, eu, fratele meu mai mare și Iulia. Și Iulia. Și sunteți toți frați? Da. Bravo. Cum te numești? Elisa. Elisa, spune-mi de cât timp joci șah? De la 6 ani. De la 6 ani. Tu pe ce clasă ești? Pe clasa 0. Pe clasa 0. Și acum ai 7 ani? Nu, am 6. Tot 6 ani. Deci abia cu ai început să joci șah. Ai mai fost la vreun concurs? Nu. Cine te-a învățat să joci șah? Miriam. Miriam. Cum ți se pare șahul? Ușor. Ușor? Da. Jucați în fiecare zi? Nu chiar așa, în fiecare zi, mai des. Dar mai des. Îți place șahul? Da. De ce? Este un joc distractiv și este foarte ușor. Foarte ușor. Ce ai făcut astăzi? Ai câștigat? Am câștigat o tură. Câte ture ai jucat? Una. Una. Două. Două. Nu ai câștigat-o și nu ai pierdut-o? Da. Da? Felicitări. Mulțumesc. Cum te numești? Sihem. Cum ai jucat astăzi? Bine, cred. De la ce școală ești? George Popa. George Popa. A fost greu, ușor? Cam greu un pic. Cam greu? Tu de cât timp joci așa? Nu de mult, nu mai știu. Cine te-a învățat? De profesor de sport. De sport? Da, o să înveți mai bine, nu? Da. La ce crezi că ne poate ajuta așa? E un concurs de minte și... De ce să nu ne întrecem, să vedem care reușim mai bine, nu? Da, nu știu. Depinde. Succes! Mulțumesc! Gogoza în seara! De unde ești? Dârlos. La ce școală? Școala Ian Moralu Dârlos. Pe ce clasă? A cincea. Și de cât timp joci șah? De miercuri. De miercuri mai joci șah? Și ai învățat? Cam așa ceva. Nu e greu? Puțin. Cine v-a învățat? Fetele din clasa 8-a. Au venit și v-au învățat să jucați. Ce ai făcut astăzi? Am pierdut. Ai pierdut? Da. Oricum se învață din fiecare partidă și data viitoare vei câștiga, nu? Da. Succes! Mulțumesc! Cum te numești? Cătinian Paula. Câți ani ai? Am 14 ani și sunt de la școala Ioan Moraru. De cât timp joci șah? Pot să zic că nu de mult timp, dar joc. Cine te-a învățat? O fată de la mine din clasă, o cheamă Miruna și ea a fost cam un instructor pentru mine. Cât timp ți-a luat până ai învățat? Cam două zile. Cam două zile, gata. Ai învățat strategii? Da. Astăzi ce ai făcut? Astăzi am pierdut din păcate, dar sper să câștig. Da. Cum te numești? Pucică Roxana. Și sunt de la școala Ion Moraru Dârlos. Ce clasă? A cincea. Da. Pe tine cine te-a învățat să joci șah? Tot profesorul meu a fost tot Miruna. Și am învățat doar de 3 zile. Și îmi place. Cum ți-a părut? Mi s-a părut interesant, dar trebuie să ai multă strategie să poți câștiga. Deci trebuie să mai exersezi acasă. Da, da. Poate data viitoare, la următoarea competiție. Da, probabil. Ce ai făcut astăzi? Astăzi încă n-am jucat. Tura asta o să joc și să vedem. Dar trebuie să mai repet. Succes! Mulțumesc mult! Cum te numești? Sebastian Bosioc. Câți ani ai? 10 ani. La ce școală? La școala Ioan Moraru Dârlos. Dârlos? Da. De cât timp joci șah? Eu joc acum de vreo o lună jumate și niște fete m-au învățat să joc șah și să mut piesele și apoi mai știu un pic de șah că am fost în Danemarca și apoi m-am învățat un pic acolo și așa m-am învățat și acum nu chiar jucăm, am pierdut acum. Da. Dar nu are importanță că poți să câștigi la următoarea. Da. Ai nimerit adversari mai puternici? Da. Ce ți-ai pus tu astăzi? Ce obiectiv? Ce ai spus că îți dorești? Să câștig. Succes! Mulțumesc! Ți-a luat interviu? Nu ți-am luat?
Cum te numești? Iulia. Câți ani ai, Iulia? Nu, fac 10. Faci 10. De cât timp joci șah? Un an jumate. Un an jumate. Cine te-a învățat? Tatăl meu. Și frații. Da. A fost greu? A fost ușor? Ușor. Da. Astăzi cum a fost? Mai greu, mai ușor. Ai câștigat? Nu. Nu. Dar poate câștigi tura următoare? Da. Nu? Da. Se poate. Orice e posibil. Spune-mi dacă ți-ai pus un obiectiv pe ziua de astăzi. Să câștig. Să mergi acasă cu cupa. Da. Succes! Mulțumesc! Băcanu Nicoleta. La ce liceu? La Octavian Goga din Sibiu. De cât timp joci? De la 5 ani. Deci ai multe competiții, să înțeleg, la activ. Da. La această competiție ați mai fost? Da, anii trecuți. Ai câștigat? Da. Ați fost la Olănești sau unde ați fost? Da, am fost la Olănești. Cum e? Ce să le spunem celor care își doresc să câștige această competiție și să ajungă la Olănești? Cum e parcursul în șac? E foarte complicat, e destul de greu și necesită foarte multă muncă, dar e unul foarte frumos, cu locuri pe care le vizitez datorită concursurilor și e ceva frumos și să încerce. Să continui cu jocul de șac și mai târziu? Eu deja nu mai prea continui, gen particip doar la câteva concursuri pentru că nu mai am nici antrenor și nici nu prea mai am timp să joc. Mulțumesc, succes astăzi! Mulțumesc! Cum te numești? Gosner Camelia. Pe ce clasă? A 10-a. La ce liceu? Octavian Goga. De cât timp joci șah? De la 7 ani. Cine te-a dus prima dată la șah? Păi a venit un domn profesor la școală și am împărțit flyere și am zis să încerc. Da. Cum a fost? M-am prins destul de repede, dar îți trebuie multă răbdare, muncă și să-ți placă. Da. E greu, ușor? Este greu, dar cu timp înveți. Celor mici, toți copiii mici mi-au spus că e ușor, deci nu e chiar așa de ușor pe cât văd ei acum. Nu, nu, nu. E foarte greu și sunt foarte multe lucruri. Cât timp te antrenezi? Acum nu. Din clasa 7 nu m-am mai antrenat, am mai fost mai la concursuri pentru că am avut și examen și n-am mai avut timp. Această competiție mi-ai participat? Da, am mai fost. Câștigat? Ați câștigat? Da, am câștigat. Ați fost plecați? Cum a fost acolo? Ce se întâmplă în tabăra de la Olănești? Este fain pentru că ne adunăm mai mulți și cunoști lume nouă și joci și vezi locuri noi, persoane noi și este o experiență frumoasă, da. Spune-mi dacă crezi că te-a ajutat la ceva în viață șahul. Învățat, nu știu, dacă te-a ajutat să fii mai, să ai mai multă răbdare, să fii mai ordonat. Am reușit să am mai multă răbdare pentru mai multe lucruri. Astăzi ce ai făcut? Am câștigat, da. Succes! Mulțumesc! Dragoș! Și mai cum? Pinca. La ce școală? La Constantin Ioan Motaș. Aveți echipă? Câți băieți, câte fete? 3 băieți și o fată. Cum a fost astăzi? A fost frumos, foarte frumos a fost astăzi. De cât timp joci șah? Joc șah de aproximativ 4 ani. Am fost și la antrenamente și îmi place destul de mult șahul. Acum mai mergi la antrenament? Nu, m-am lăsat așa, dar mai joc pe acasă cu părinții, da. E greu? E ușor? E destul de greu, e un șoc de gândire, nu e așa de ușor, dar îi poți da de cap ușor. Doar că trebuie să exersezi, nu? Foarte mult trebuie să exersezi ca să ajungi un... Care e obiectivul echipei de astăzi? Să câștigăm, desigur. Cum te numești? Gheorghe Anis. De la ce școală? Constantin Ioan Motaș. Ce clasă? Clasa 4. Cum a fost astăzi? A fost o zi frumoasă și plină de surpriză. Spune-mi, de cât timp joci șah? De aproximativ un an, dar în momentul acesta nu mai joc.
Cum ți s-a părut ziua de astăzi pe tabla de șah? O zi interesantă. Ai câștigat? Ai pierdut? Am câștigat odată și am pierdut de două ori. Important este că ai și câștigat și că ești prezent la competiție, nu? Succes! Mulțumesc! Neamțul Iustin Alexandru. La ce școală? Numărul 7. De cât timp joci șah? 3 ani. De 3 ani. Unde joci șah? La profesorul meu, Emil, în centru, la bibliotecă. Ce îți place șahul? Mergi în fiecare zi la antrenament? Nu, merg de două ori pe săptămână. E greu? E ușor? De ce te-ai dus la șah? M-am dus la șah pentru că când eram mic, jucam cu tati și el mereu mă bătea. Și de atunci am mers cu mami la șah și am început să joc și așa a început totul. Alte sporturi mai practicați? Da. Ce sport mai practicați? Mai practicam și fotbalul, tenis de masă, mă mai ocup și de muzică. Sunt copil la doi muzicieni și cam atât. Deci faci de toate. Da. Succes! Mulțumesc! Cum te numești? Paul Bogdan Alexandru. Ce echipă? Din ce echipă faci parte? Școala numărul 7, Mediaș. Ce ați făcut astăzi? Am jucat șah și avem 7 puncte. Aveți și 7 puncte? Da. Bravo! Ce înseamnă asta? Înseamnă că aproape câștigăm. Aproape câștigăm. Aproape. Tu ce ai făcut? Eu am câștigat de două ori și odată am pierdut. Și... Mai aveți o rundă? Da. Deocamdată... Mai prea... Cum joci șah? De vreo 4 luni, 5 luni. Cine te-a învățat? Tata. Deci joci acasă seara cu tata? Da. Succes! Îți dorești și asta. Multe ori mă joc. De foarte multe ori? Da. Ce te ambiționează? De ce îți place șah? Pentru că este un joc de logică, de minte și... Îmi place să-l bat pe tata. Da. Și ai început să-l bat? Da. Alt sport practici? Da, fotbalul, practic și puțin muzică și cam așa. Și tenis de masă. Tenis de masă. Da. Succes! Mulțumesc! Mă numesc Briana. Briana și mai cum? Pântea Briana. La ce școală? La școala gimnazială Constantin Ioan Motaș. Echipa astăzi cu încă 3 băieți, cum a fost? Câte puncte ați acumulat până acum? Am adunat până acum 3 puncte. Mai aveți? Da, încă o rundă. Obiectivul principal? Este să câștigăm. Spune-mi, de cât timp joci șah? De vreo 2-3 ani. Îți place? Da. Cine te-a învățat? Tatăl meu. A fost greu? A fost ușor? Ușor. Ușor? Îl bați pe tatăl tău la șah? Nu. Nu-l bați în tău? Dar nu se știe niciodată, nu? Da. Spune-mi dacă îți place și dacă te ajută în vreun fel șah. Îmi place și mă ajută să-mi dezvolte mintea. Mai practici alte sporturi? Și dansul. Și dansul. Merge dansul cu șah? Nu prea. Eu cred că merge. Nu? Da. Succes! Mulțumesc! Andrei. Andrei? La ce școală ești? Sunt nou la școala asta, dar nu mai știu cum se numește. La numărul 4. La numărul... Școala numărul 4? Păi câți anișori ai? 8. 8 ani? Și pe clasa 1 sau a doua? A doua. Cum a fost astăzi la șah? Bine. Ai câștigat? Nu? Nici o rundă? Nu. A fost greu? Un pic. Cine te-a învățat șah? Tatăl meu. Tatăl tău? Trebuie să mai exersezi acasă, așa e? Da, dar nu-mi găsesc șahul. Nu-ți găsesc șahul? Cred că l-am rămas la tatăl meu, care locuiește în Sibiu. Lasă că o să-l găsești, îți spun eu, sigur. Succes! Mulțumesc! Cum te numești? Patrick. Patrick, la ce școală? Numărul 4. De cât timp joci șah? De 2 luni. Cu cine joci șah? Cu unchiul meu. Știam bine? Da. Te bate? Nu. Nu. Tu îl bați? Da. Da. Nu mi-e timp. Nu mergi la club, la șah? Nu. Nu merg nicăieri la șah. Dar îți place? Da. De ce îți place? Pentru că este un joc pentru minte, să-ți dezvolți mintea mai bine. Crezi că te ajută? Pe lângă asta mai practic și fotbalul. Ce-ți place mai mult? Fotbalul. Succes! Mulțumesc! Cum te numești? Adriana. Adriana, de cât timp joci șah? Aproape de un an. De un an? Ai ajutat echipa cel mai mult? Da. Ai câștigat toate partidele? Da. A fost greu? A fost ușor? Ușor. De ce ai ales șah? Pentru că o să mă ajute pe viitor să aleg ce-i mai bine pentru mine.
Altceva mai practic, alt sport? Da, călăritul. Succes îți doresc! Mulțumesc! Emanuel Chivoiu, prezent și el la acest campionat de șah. Emanuel, povestește-ne puțin despre turneul de astăzi. A fost un turneu destul de interesant. Ne-a surprins participarea 4 licee în număr total. Și acum se are loc ultima rundă și mai am câțiva colegi care încă joacă și așteptăm să vedem și rezultatele lor. Cine ai făcut echipa? Cu... De la ce școală? De la Ștefan Ludwig Roth, cu colegul meu Kish Vlad, cu Vasile Savu, cu Cotelin Eva și avem și rezervă pe Iulia Pânzan. Jucători? Jucători de șac? Eu și Vlad. Da. Ați ajutat echipa? Am încercat să ajutăm, cât de cât am și reușit. Ai câștigat? Am câștigat 2 meciuri din 3. Vlad? Vlad, la momentul acesta, nu știu exact, are un punct jumate. Să vedem acum ce face. A fost greu, ușor? Bune echipele? Au fost bune echipele, nu pot să zic. A trebuit să fiu un pic atent ca să nu mă încurc la vreun moment. Spune-mi de cât timp joci șah? De la 7 ani. Asta ar fi în jur de 11 ani. Da. Greu, ușor? Cum? Începutul e mereu greu la orice. Dar trebuie să te ții de treabă. Cât timp ai fost constant și ai făcut performanță în șah? 2-3 ani? Până acum vreo 2 ani, după am luat o pauză, recunosc că am luat o pauză. De ce? Păi m-am luat cu învățatul pentru diferite examene. Și la șah trebuie să exersezi mult? Da, trebuie să exersezi mult dacă dorești să ai performanțe. Te vezi, juc în șah mai târziu pentru performanță sau doar așa, de plăcere? Deocamdată de plăcere, dar nu aș refuza nici să joc pentru performanță. Încă mă gândesc la varianta aceasta. Deci pentru tine a rămas undeva acolo în suflet șah. Da, pentru mine șahul e jocul care mă liniștește cel mai mult. Da. E o relaxare. Da, e o relaxare pentru mine. Dacă ar fi să recomanzi cuiva șahul, ce ai spune? Că e greu, dar orice e greu se merită. Se merită să faci, da, eforturi. Succes, Emanuel! Mulțumesc mult! Bun găsit! Vlad Kish, povestește-ne, Vlăduț, că noi așa te știm, dacă mai ești mai înalt decât noi, povestește-ne despre turneul de astăzi. Tot turneul, cum e? Prezență? Ziua, da, dar de data aceasta a fost mai mult prezența, n-am obținut rezultatul dorit, mi-am fi dorit să luăm locul 1, cei de la Sibiu de data aceasta au fost mai buni ca noi. Ne-au bătut în runda a doua. În schimb, la masa unde am jucat eu, am obținut 2,5 puncte din 3 posibile. Deci, totuși, este un rezultat bunicel, aș putea spune. Vreai tot, da? Da, aș fi vrut tot. Așa e, în șac, totul sau nimic, pentru că altfel pierzi punctele. Sunt jumătăți. Da. Deci... ai mai jucat la acest turneu? Da, am mai jucat în anii anteriori, când așa am ajuns și la faza națională, la Olănești. Cum a fost acolo? Interesant, am dat de jucători foarte buni, da, adică chiar mult mai buni decât mine, aș putea spune, și în general echipe mai bune, care aveau jucători de șah, care activau și la cluburi pe fiecare masă. La noi, în media și în toate liceele, nu avem o echipă care să fie toți prezenți la nivel național. Na, din cauza că nu avem atâția jucători care provin de la cluburi. Deci e dificil să mergi cu elevi de liceu care nu se antrenează zi de zi. Da, este dificil. Toți cei mici, când îi întrebi cum e șahul, toți spun că e ușor. Așa ți se părea și ție la vârsta lor? La început, da, mi se părea ușor, mi se părea un joc mai mult. După aceea am început să descoper cât de complex este
șahul în sine, deci necesită ani de studiu dacă vrei să faci performanță. Nu e chiar așa de ușor, da? Da, nu e ușor. Care a fost obiectivul pentru ziua de astăzi? Mă gândesc că vi l-ați schimbat pe parcurs, care e obiectivul? Păi obiectivul a fost un rezultat cât mai bun. La început locul 1, pe parcurs un rezultat cât mai bun, atât ca echipă, cât și la individual. Succes! Mulțumesc mult! Mă numesc Răzvan Socobean Vlad. De la ce școală? Sunt de la școala Constantin Ioan Motaș. Cum a fost astăzi la campionatul de șah? Mi-a fost frică, am fost emoționat și în același timp am fost și vesel pentru că am câștigat această competiție. Deci împreună cu echipa ta? Împreună cu echipa mea am dovedit că știm să jucăm bine șah. Câștigat, da? Așteptăm premierea să vă primim și diplomele? Da, aștept și... Da. E fericit. Da. Și le urez baftă tuturor în ceea ce practică. Da. Succes! Mulțumesc! La gimnaziu pe oraș, George Popa A, locul 1, Eminescu, locul 2, Eminescu B, locul 3 și George Popa, locul 4. Școala, imoral, moral, vin de jos.